sângele apă nu se face. Mie mi-aduce aminte de copilărie superbă la bunicii tatălui, serile unde era masă mare cu tot neamul și se cânta pe voci, în limba rusă. Milion, milion, milion ale cros. Izacna, 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 videște. Tania a invitat-o să vină la spectacol și i-a spus că o integrează în spectacolul de seară. Foarte încântată, doamnă. Cum mă băgați în spectacolul dumneavoastră? Păi, dar meritați, doamnă. Noi de-aia am venit aici. Să găsim oameni care iubesc tradițiile, cântecul, jocul, portul. Cine e superba doamnă care cântă? Doamna Olga este localnică de-a noastră. Ne-a pus la masă cu tot felul de bunătățuri, cu pește, cu ciorbă. Ne-a întrebat dacă vrem storceac sau ciorbă de pește, cu antreuri, iarăși cu icre, iarăși cu rapane. Oleo, eu m-am obișnuit cu binele. Eu nu știu cum o să fie după ce plec de aici. Va fi foarte greu. N-am putut să mănânc nimic pentru că încă nu aveam desfășurătorul făcut. Cu fata asta am vorbit, Gata, eu din momentul ăla am intrat în panică, pentru că orele erau destul de înaintate. Ia uite aici, ascultă-mă aici, să nu te stresezi, pentru că eu am soluții pentru orice, da? Și nu se explica în capul meu când voi repeta, când voi machia și când voi trage sufletul. Te rog eu frumos, ai încredere? Că eu știu precis cum să le pun în Iosca, moro, nu vreau să mă fac de râs, vreau să fiu profi, vreau să fac atunci bine. Atunci hai să nu mai faci nimic de și ce? Doar intrăm la dans, că eu v-am adus pentru dans. Nu. Bine, atunci, atunci gata. L-am văzut pe Neamărin că era un pic agitat și flutura acolo toate hârtiile alea, îi se amestecau, nu mai știa de capul lui. Înainte de mine ce e? Înainte de tine un dans bulgăresc. Bine. I-am zis să-mi dea mie hârtiile și să facem din nou desfășurătorul ca să-l trecem pe curat cu tot ce trebuie ca să fie în ordine. L-am făcut și pe ăsta, l-am făcut și pe ăsta. Ăsta e făcut pe bulgari. Acum, am terminat. Sunt 30 ceva de momente cu tot cu prezentări și am zis că cumva după aceea ne împărțim și vedem care, cum, pe cine prezintă. Dar voi nu încasă? Nu vreau să mă mănânc, nu mai pot, nu mai. N-am coreografie, n-am muzică, n-am repetat cu colegii, deci n-am nimic. Bă, nimic n-am. Eu nu știu ce să fac eu. Măcar nu știu ce scheme să fac. Tu mă uit pe aici. Moroșanu era foarte stresat că vrea și el să intre în spectacolul nostru cu momel de-al lui, de kickboxing. Moro, da. Acum ne așteaptă la pentru tine, hai. Hai. Mergem. În prima zi ne-a zis, Neamărine, să am un microfon de la ca să mă urc eu pe scenă, să fac exercițiile. Să rămână, mulțumim pentru tot. Mai bine, sănătate. Mulțumim. La revedere. Of, of, toată lumea e foarte stresată la altă nivel. Mulțumim, mulțumim. Ne vedem mai diseară la eveniment, da. Îmi doream un timp al meu cu mine în care să stau să-mi pun gândurile în ordine și să-mi repet textul pe care l-aveam de zis. Ne trimiși pe noi acasă când dă o mașină. Stai, ai răbdare. Eu nu sunt în momentul ăsta și nici Tania. Da, da. Deci pur și simplu l-a lucrat, că nici Neamărin cred că nu știe ce i s-a întâmplat în momentul ăla. Vreau ele două să plece, ea să-și repete treaba ei, ea să duce să-și repete treaba ei, să spală, să schimbă. La ora 5, semnata. Ea este aici. Da. Ea la ora 5 e aici, are să repetiție. Hai. Ea, vorbim noi la urmă la ce oră o iau eu. Da? Da. Hai. Eram foarte stresat și în același timp căutam și o muzică care să fie antrenantă, știi? Vreau toată melodia să o vreau, știi? Și ea durează vreo 2 sau 3 minute, nu mai știu cât durează. Unde o tai? Unde o filăm? În timpul programului pe care trebuie să-l fac eu, eu am nevoie de un headset. Și headset-ul este foarte important pentru că eu vorbesc. I-ai dat muzica? Da. Avem microfon, să am de ăla la urechi. Vorbim acum aici. Ori faci profesionist, ori nu mai faci deloc. Avem pentru el un... Nu avem? Păi am comandat, am zis că are. Atunci, care e posibilitatea ca Moroșanu să poată să predea pe scenă, că face asta? Și ăla captează? Ok, bun. Captează, Neamărine. Păi facem probă. Băi, eu cum să fac eu? Să fac kickboxing? Haideți, dragilor, hai, hei! Eu aveam nevoie de headset-ul ăsta, că în momentul când face aerul kickboxing, lumea trebuie să mă audă. Că dacă spectatorul se uită acolo, ei văd niște nebuni care dau directe și croșeie. Și nu așa se face. Nu mai fac nimic, că m-am enervat. Pune-mi microfon. Cum să fac la stativ, mă, Neamărine? Puneți în microfon. Unde vorbesc cu oameni? Am vrut să iau copiii în față, să facă, hai copii, veniți în față, stați frumos. Aveam o coreografie. Cu cine dracu să fac eu acum?
vreau să arăt lumii, uite lumea cum se face kickboxing, uite care sunt mișcările. Fiecare, unul e actor, unul cântă. Nu, eu trebuie să fac și eu ceva pe partea mea. Auzi, nu mai facem, gata, stop, nu te mai chinui, nu mai facem. Gata, îl scot, gata, Moroșică, n-ai avut baftă, la revedere. Hai, hai să mergem. Mergem, gata, eram sigur, pentru că când pornim cu stângul, așa se întâmplă și eu sunt de vină. De o parte am avut așa o ușurare. Toată ziua am fost stresat pe partea asta, că nu aveam și eu ce să fac la numărul meu. Asta este. Hai, nu e o problemă. Da, ce e mare problemă, nu că nu e. E. Da. Deci tu la 4 jumate ești aici, vin oamenii prin rotație. Noi, eu văd cum îi aduc pe toți ca să facă și un pic de amplasament înainte, vedem noi cum. Hai, mergem. Am plecat nervos în mașină, că era ceasul 16 și 10 minute. Și eu mi-am propus ca la ora 17:30 să fiu la scenă, că vin formațiile să facem un amplasament. Haide, băi! Eram aranjată, pregătită, mi-a revenit zâmbetul pe buze, toată lumea era frumos îmbrăcată, era dușată, parfumată. Am urcat în microbuz, ne-am dus la locație. Domnul Marin! Mulțumesc, stai! Ce vreau? Da, pastorul ăsta, ce? Dați-vă dreacul de aici, nebunii dreacul. Să-mi găsesc fetele, ia, uite-le! Vai! Fiecare să facă ce știe mai bine, să treacă pe la oamenii pe care am trecut pe la ei prin sate, pe aici, unii se ocupe de scenă, Tania trebuia să repete cu acel grup, eu să văd Edi dacă a rezolvat totul. Eu m-am dus la scenă puțin mai devreme, pentru că vedetele se schimbau, Nea Marie mi-a zis, te duci acolo, vezi cum se aude muzica, chestii din asta, de bucătărie, de dinainte de show. La momentul nostru, la final, înainte de asta, eu vreau să-i urcăm pe ei aici și să fie pregătiți ca de aici să plece direct. Da, da, da. Că n-au timp de acolo să ajungă. Păi, îi urcăm. Dar dacă îi urcăm de la început, de tot să stea. Vrei să-i urci de la început? Da, să stea să acolo? Să nu-i urcăm. Cel mai bine. Ne-am dus la corturi, ne-am cunoscut doamnele cu care voi cânta. Se numește cumva ansamblu? Eu habar. Juravel. Traducere Cocor. Juravel. Are aceeași rădăcină lexicală cu Jurilovca. Juravel de la Jurilovca. Gata, da. O să țin minte. Ăla trebuie să fie centru, că am nevoie de monolog pentru asta. Bun, perfect. Acum, a făcut scările aici? No, am vorbit și trebuie să ne facă ceva aici. Era atâta lume deja când ne-am dus noi acolo, când nu vă închipuiți, cred că erau 1000 de oameni, până să începe spectacolul. Bătuți, câte lume va veni aici? Fai, mama mea! Era multă lume deja, nu știu pe unde veneau, și să facă poze cu noi și așa mai departe. Și dai seama că am făcut poze cu toți. Hello! Ce faceți, copii? Sunteți în formă? Da! Și eu, asta vreau, energie pozitivă. Ia uite ce energie pozitivă am eu. Nimic nu mă mai poate opri. Bate palma, așa! La război mergem! La dansuri! Am o foarte mare emoție înainte de spectacol și mai ales acum, pentru că n-am apucat să mă pregătesc așa cum îmi doream eu să mă pregătesc. Pentru 4 amărâte de minute, crede-mă că te costă foarte mult. Lumea nu știe chestia asta. Mi se pare că e ceva, că te alinți. După aceea spune, vai, dar ce bine ți-a ieșit. Dar știi cât costă chestia asta? Trasvitari, iablă negruș, baclie, umană, ricor. Am stat o jumătate de oră și în continuu am făcut tonalitate, am repetat. Lumea se aduna. Vhagi la nabere Catiușa. N-a văzut ochi bereg. Veniți! Veniți! Veniți!
Deși neamărin ne-a promis că ne lasă, să ne pregătim, să ne coafăm, să ne machiem. Nu, am avut foarte puțin timp, așa că mi-am luat trusa de make-up și în cort, acolo lângă scenă, în timp ce în cap îmi spuneam textul, încercam să îmi dau cât de cât o față umană. Vino încoace, Cristi, vino încoace la mine. Paulica, hai că ai timp, vino da, la mine da, un pic. Da, vin acum, stai că mi se usucă ăsta, nu, ok? Până acum Liviu și Andrei erau prezentatorii mei pentru spectacol. Am fixat de data asta colegii mei să prezinte. Mai vreți să vă notați ceva? Da. Vă notați voi cu pixul, ia pix, vă notați voi ce zici tu de Jurilovca. Le-am dat programul, ei deja aș făcusele temere ce, ce să zic, le-am zis, bă, la început vă vreau pe voi trei. După care, alternativ, oi când ăla, când ăla. Gata, ne-am marit, nu-s o problemă. Încerc să găsesc o siglă. Oh,